prezent, adolescenții au tendința să înceapă viața sexuală la o vârstă timpurie. În cazul unei sarcini nedorite, avortul este cea mai bună soluție? Salut! Noi cu toții știm că adolescența este o perioadă când apar foarte multe întrebări și unde noi dorim să aflăm câte mai multe răspunsuri și corecte la întrebările noastre, da? Iată o întrebare foarte interesantă care a apărut de la adolescent și haideți împreună să discutăm cu voi. În adolescență, după prima menstruație, următorii 5, uneori și 8 ani, adolescenta se maturizează. Este un termen, un timp când se petrec multe procese în organism, care, deci, prin care e necesar să treacă adolescentul. Când o adolescentă rămâne însărcinată, cu sarcina care apare, uneori poate fi și ea împreună, deci poate să ducă și careva consecințe. Consecințele pot fi atât cât pentru sănătatea fizică, cât pentru bunăstarea fiziologică, cât și pentru integrarea în societate, da? Să admitem o adolescentă de 15 ani dacă ea rămâne sarcinată. Ca și informare vreau să vă zic că avortul este întreruperea sarcinii în termen până la 12 săptămâni. Vârsta legală deciziei despre păstrarea sarcinii sau întreruperea sarcinii, deci să știți că sunt 16 ani. O adolescentă singură hotărăște, o păstrează sau nu, și nimeni nu poate să vă impună să păstrați sarcina în caz dacă doriți să o întrerupeți și nimeni nu poate să vă impună să întrerupeți sarcina când vreți să o păstrați sau invers, da? Și, dar în caz dacă în adolescență, în vârsta până la 16 ani, s-a întâmplat că este o sarcină, este neapărat să fie implicați în informare și părinții. Pentru că părinții sunt mama sau tata, deci sunt reprezentanții legale adolescentului până la 16 ani. Dar în caz dacă este o sarcină care este depistată mai târziu de 12 săptămâni și deja nu poate fi întreruptă în afară decât după indicații medicale și deja se păstrează, să știți că sunt mai multe opțiuni. Păstrarea sarcinei și nașterea copilului, uneori cu educarea și creșterea de cuplu adolescenților, da, se mai întâmplă. Sau nașterea copilului și darea spre adopție, uneori adoptă copilul adolescenților, proprii părinți adolescenților, sau nașterea și darea copilului spre adopție în alte familii care doresc să fie părinți, dar nu le se primește. Sunt și alte alternative pentru adolescenți care sunt gravide. Sunt centri de plasament unde adolescentele tinere, mămicile tinere pot fi plasate cu copilașul lor și poate să afle acolo timp de un an, unde sub tutela medicilor, educatorilor, sunt ajutați în îngrijirea copiilor lor și învățați cum să fie o mămică grijulie față de copilul său. Orice sarcină la adolescenți, fie dorită sau nedorită, oricum poate să implice careva situații stresante pentru adolescent. Pentru a diminua situațiile stresante posibile, ar fi bine să fie tinerii noștri informați. Și cu informații ar fi bine să reușim până la debutul vieții sexuale. Și informația să fie livrată de către specialiști. Pentru a afla cât mai multe informații, vă invităm tinerii noștri să veniți la centre de sănătate pentru tineri, unde sunt specialiști foarte bine informați, pentru a vă discuta despre ceea ce ține de relații sexuale, sex, sarcină în adolescență, dorită sau nedorită, contracepție, mai bine zis, pentru că fiecare tânăr care este informat este mai protejat.